Carburanții se ieftinesc, motorina cu 48 de bani, benzina cu 17, astfel că benzina va fi din nou mai scumpă decât motorina. Agenția pentru reglementare în energetică a stabilit prețuri noi pentru weekend și luni, 26 de lei și 80 de bani pentru un litru de motorină și 26 de lei și 98 de bani pentru un litru de benzină A95. ANRE explică într-un comunicat micșorarea prețurilor prin faptul că în ultima perioadă scad cotațiile internaționale brand și plați. Totodată, agenția declară că regretă că problema costului carburanților este politizată, ceea ce influențează negativ percepția consumatorilor despre corectitudinea mecanismului de stabilire a prețurilor. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică dă asigurări că procesul e transparent și că oricine este interesat poate analiza factorii care determină creșterea sau descreșterea prețurilor. Cotațiile la bursele Internaționale pentru produsele petroliere au crescut vertiginos pe parcursul ultimelor luni și s-au menținut la un nivel de peste 1000 de dolari tonai, iar în unele zile au ajuns și la 1390 de dolari.